Calitate de președinte al organizației de femei, împreună cu colega mea, doamna copreședinte Carmen Ferghetețo, demarăm în următoarea săptămână întâlniri atât în orașul Brașov, cât și în județ, în Sărcele, Zărnești și Tălungeni, bazate pe o acțiune mai amplă care se desfășoară la nivel național, un proiect care se numește Agenda Femeii din România, întrucât Partidul Național Liberal are datoria de a se concentra pe cunoașterea priorităților electoratului și în acel context, îndeosebi pe electoratul feminin, vom avea, în urma acestor întâlniri, vom avea doamnele prezente acolo, vor completa un chestionar în care ne vor aduce în discuție problemele dânselor, ce consideră că este important la nivelul localității din care fac parte, a comunității din care fac parte, ce își doresc pentru comunitatea din care fac parte. Așa cum știți, femeile au responsabilități și nevoi specifice în anumite domenii, cum ar fi învățământul, sănătatea, lucruri de care ne izbim în calitate de mame și doamne și în general. Și soții, da.